Am o veste super! Sunt însărcinată! Sper că e o glumă proastă. Tocmai am fost la doctor și am văzut embrionul. E de 8 mm și am auzit bătăile inimii. O să fim părinți! Nici nu mă gândesc. Nu vreau copilul. Oricum e prea târziu. O să faci avort de urgență. Dar, iubi, eu vă vreau pe amândoi. Ai de ales între mine și embrionul tău de câțiva milimetri. Am avut o relație cu un băiat și când i-am spus că am rămas gravidă, a spus că să fac avort. La clinica Provita, când mi-am văzut copilul, că avea mâini și picioare, am renunțat complet la ideea de avort. Simțeam că o viață trăiește în mine. Eu am decis să păstrez copilul în condițiile în care eram sigură că s-ar putea ca mama mea să mă primească acasă. Eu am decis să lupt până în pânzele albe pentru că știam că o viață s-a zămizlit în mine și nu puteam să fac ceva. Acum ne bucurăm de puiuț. E o minune pentru noi. Ne minunăm în fiecare zi de el, ce face și cum crește. Vino la Marșul pentru Viață, la Cluj-Napoca, sâmbătă 26 martie, de la ora 11:30, în Piața Unirii. Pentru viață, pentru familie!